Haideți să vedem următorul enunț. Următorul enunț la șur de integrale care implică limita lui Ien, da? am povestit la început că avem două categorii, le separă în două categorii, limită din Ien curat și limită din orice ori ien. Vedeți, N ien, 2 n plus 1 Ien, N pătrat plus 2 Ien, 1 pe N ien, 2 pe n plus 3 Ien, da? diverse forme. Bun, în primul rând, haideți să discutăm un pic. Dacă în față acest ceva, termul din față, da? Va tinde, voi avea cam două categorii, când el va tinde la 0 sau la infinit. Dacă el tinde la infinit, ghici ghicitoarea mea unde o să tindă e, nu mai mult ca sigur. Păi, evident că va fi un caz de determinare și atunci singurul caz de determinare care implică un produs din care unul din factori e infinit este, evident, infinitor zero. Ăsta va, se va duce la 0, cu siguranță. Ceea ce poți să intuiești adică să te uiți doar la limită din ien, știți deja să faceți limită din ien curat. Deci acesta îl învățăm după ce știm limită din ien curat că ne vom folosi de acela, atenție, și deci intuiești după capetele integrale și cum e x în interior, că limita o să fie 0. Cu alte cuvinte, genul acesta este cel în care nu vor fi capete A și B, aceste valori vor fi subunitare, adică aparțin intervalului 0, 1 deschis și aici voi avea forma x la n oriceva de x. Aceasta e forma pe care o vom întâlni la acestea. Aici, desigur, când acesta tinde la 0, unde o să tindă cel de lângă? Cumva, desigur, că la infinit.